7 cetățeni străini au fost declarați indezirabili și expulzați din Republica Moldova, anunță Serviciul de Informații și Securitate printr-un comunicat de presă, fără să spună cine sunt persoanele. Ziarul de gardă scrie că ar fi vorba despre persoane din conducerea liceului Moldoturc Orizont din capitală, printre care și directorul instituției. În comunicatul de la SIS nu a fost precizat că ar fi vorba de cetățeni turci și nici nu spun nimic despre liceul privat. Este precizat că persoanele declarate indezirabile ar avea legătură cu o grupare islamistă și prezintă risc pentru securitatea Moldovei. Operațiunea din această dimineață a avut loc în colaborare cu serviciile speciale din alte state, se mai menționează în comunicatul SIS. Potrivit ziarului de gardă, 6 persoane din conducerea liceului Orizont, fondat și condus de cetățeni turci, au fost reținute în această dimineață de către reprezentanți ai SIS și duși într-o direcție necunoscută. Pe internet au apărut imagini cu reținerile. Potrivit autorului postării, imaginile au fost filmate la domiciliul unuia dintre directorii liceului. În imaginile publicate apare și un copil care este urcat cu forța într-un microbuz. Ulterior, SIS a venit cu precizări privind operațiunea desfășurată astăzi pe linia prevenirii amenințărilor la adresa Securității Naționale, realizată de Centrul Antiterorist al SIS. Potrivit lor, niciuna dintre cele 7 persoane nu a fost reținută. De asemenea, este falsă informația precum că ar fi fost reținut și un minor. Amnesty International Moldova se declară profund îngrijorată de pericolul iminent pentru viața și securitatea persoanelor din administrația rețelei de licee Orizont. Precizăm că o parte din cetățenii declarați indezirabili au depus anterior cereri prin care cer azil politic în Republica Moldova.